Am spălat-o pe asta cu apă și s-a făcut mâzgă. Ăsta, dacă merg cu ea, acum zboară. E ca un var, așa e, depus da. Consist. Un praf alb pe care localnicii din Bărcănești l-au regăsit peste tot de cum s-au trezit. Nu au știut ce se întâmplă, așa că au cerut ajutor autorităților competente. Locuitorii din comuna Bărcănești au regăsit încă de la primele ore ale dimineții acest praf alb în strat consistent atât pe autovehicule cât și în curțile lor. Reprezentanții Gărzii de Mediu Prahova spun că au primit mai multe sesizări încă de dimineață și că fac verificări în acest moment. S-a mai întâmplat vreodată să fie așa de mult? Nu. Așa ceva n-am văzut. Am zis copii de la ploaie, dar nu e de la ploaie, că dacă era cu ploaie se făcea mâzgă, nu se întindea așa. A, se vede, da. Dar destul de mult s-a depus. Am văzut peste tot, dar nu știam de unde e, ce se întâmplă. De unde o fi, de la braț, de la ăștia, cu... nu știu de unde o fi. L-am văzut și noi dimineață, când... și pe cruci la cimitirie. Asta e viața noastră care o ducem lângă braț, dar ajuta, nu ajută comuna cu nimic. La scurtă vreme, Garda de Mediu Prahova a transmis un comunicat de presă în care anunță că a identificat problema și că au demarat un control. O pană de curent ar fi oprit instalația de cracare catalitică a rafinăriei de la Braz, care la repornire a împrăștiat pulberea în atmosferă în toate zonele învecinate. S-a oprit accidental funcționarea cazanelor de abur, ceea ce a condus la o oprire forțată a mai multor instalații tehnologice. În procesul de repornire al instalației tehnologice de cracare catalitică, ca urmare a unor defecțiuni tehnologice la sistemul de separare catalizator de gaze arse, acestea nu au mai urmat traseul de filtrare, ceea ce a condus la eliberarea în atmosferă de pulber de catalizator, adică un praf de culoare albă, cu miros specific acestuia, provocând disconfort locuitorilor din împrejurim. Până ca instalația să atingă parametrii normali de funcționare, a mai eliberat pulberea în atmosferă câteva ore. Nu e bun praful ăsta, tocmai asta, că te ia pe mână așa și ne îmbolnăvim cu praful ăsta. Și este o cantitate destul de mare. Oamenii de aici spuneau că n-au mai văzut așa. Păi nici noi, dar am și rămas când m-am trezit de dimineață și am văzut ce este. Am rămas fără cuvinte, mai ales mașina lui Pime era albă. Nu este exclus ca în urma controlului Gărzii de Mediu Prahova, operatorul economic care își desfășoară activitatea în rafinărie să fie amendat pentru poluarea din atmosferă.